Bine v-am găsit în emisiunea La Ordinea Zilei. Spuneam că ieri omenirea a trecut de pragul de 8 miliarde de pământeni. Interesant această cifră, dar vă spuneam că am văzut un articol scris de Nicolae Geantă pe blogul său nicolaegeanta.blogspot.ro și m-a impresionat acest articol, 8 miliarde și 1 se numea acest articol, și l-am invitat pe Nicu Geantă în emisiunea La Ordinea Zilei. Bine ai venit, Nicu! Bine v-am găsit și salutări tuturor celor care vă ascultă. L-am întrebat cum să-l prezintă, profesor, pastor, jurnalist, a spus dacă vrei pe o și tractorist, nu contează, oricum. Deci mă bucur să fii în emisiune. E chiar tractorist rutierist, că îi iau voie cu tractorul prin oraș. Corect, da, important, parchez tractorul în față la mall. Bun, spune-ne, știi, înainte să ne spui tu despre articol, am văzut un lucru interesant. Eu m-am născut în anul 1968. În 1968, pe pământ erau doar 3,5 miliarde de oameni, nu 8 miliarde ca acum. Deci eu sunt mai înapoiat cu vreo 4,5 miliarde de oameni, așa, față de cifra de 1 miliarde. Da, și eu sunt tot în perioada aceea, se numește perioada boomerilor. A fost cea mai mare explozie demografică la nivelul planetei, între 1950 și 1980. Și apoi... Credeam că doar în România. Peste tot pe planetă, nu numai în România. Evident că în România a fost perioada aceea de crețeilor, când a fost marele boom, din 1966 până în 1970. În fiecare an se nășteau 550.000, 540.000 de oameni, deci în 5 ani s-au născut 2 milioane jumate, dacă nu mai mult, și acum se nasc 150.000 pe an. Și ca să ajungem la 2 milioane jumate ne trebuie vreo 13-14 ani. Asta este un motiv pentru care România nu mai este omogenă. Se vede cel mai bine asta în echipele sportive românești, că nu mai au de unde să adune și nu sunt pe generații. Dar în fine, asta e altceva. Dar am spus că, uite, în perioada aia sunt și eu născut. Atunci a fost boom-ul de populație. Deci suntem cu vreo 4,5 miliarde de pământeni în urmă, așa. Față de cei de astăzi. Spune-ne, când ai văzut ieri, ai fost cu mâna pe telefon să prinzi momentul 8 miliarde. Am știut mai de mult că în 2022, prin noiembrie, se va adăuga 8 miliarde persoane pe planetă. Și ieri, dar întâmplător. Am venit în cancelarie la 10 fără câteva minute și m-am uitat să văd dacă s-au atins 8 miliarde. Și era 950 ceva. Și zic, mai am 50 de secunde. Și atunci eu am vrut să fac un screenshot, să imortalizez momentul ăsta când apare al 8-lea miliard. Și când a apărut, era chiar 10 fix, când am făcut un screenshot, o captură de ecran, mi-a apărut 8 miliarde și 1. Acum, sincer să fiu, am fost puțin nemulțumit, că ăsta este un eveniment istoric, nu o să mai fie niciodată 8 miliarde, dacă cine știe, va fi vreun cataclin, să zicem. Vrei să ai 8 miliarde curat, 8-0-0-0-0-0. Am vrut să prind, pentru că n-am văzut să prindă alții, dar eu în direct am fost chestia asta și mi-a apărut 8 miliarde și 1. Și am stat după aia puțin așa nemulțumit și am zis, 1. Și apoi chiar l-am spus cuiva și chiar am scris 8 miliarde de pământeni, 2 miliarde de oameni care suntem aici, dar unul mai este plecat acolo sus în cerul și unul este Hristos. Și acum suntem 8 miliarde, că noi ne contabilizăm numai pe noi, dar nu contabilizăm și pe el, e de al nostru, nu? A fost și om și Dumnezeu, este aici, este prezent cu noi, este plecat la cerul, singurul dintre noi care a plecat acolo la cerul și care a putut să-L vadă pe Dumnezeu, pe Tatăl așa cum este. Într-o zi vom vedea și noi. Dar am stat și m-am gândit că ăștia 8 miliarde, dacă n-ar fi el unul, noi pur și simplu am fi degeaba. Și, foarte bine spus. Chiar am fi degeaba. Fără Hristos suntem degeaba. 8 miliarde. Da, 8 miliarde și unul. Adică noi toți contabilizăm numai la 8 miliarde, dar pe el nu contabilizează mai nimeni. Acum, dacă stăm să ne gândim la Dumnezeu, spune care este numele lui Dumnezeu. Și evreii spun, este Sfântul Unic. Este unul. Este întrebat la un moment dat Dumnezeu de numele Lui și spune, eu sunt cel ce sunt, vorbește despre tetragrama asta Iahve, dar Isaia vorbește la un moment dat despre un verset care am auzit la fratele Richard Wurmbrand, pentru că eu nu sunt expert în ebraică, și spune Anihu, Ani Rishon, Aft Ani, Aft Aron. Adică dacă eu el,
El cel din tâi. Dacă eu fără el sau dacă el fără mine, el este cel de pe urmă. Adică dacă eu sunt cu Dumnezeu, pot să fiu cel din tâi. Dacă nu sunt cu Dumnezeu, pot să fiu cel de pe urmă. Și uite, lucrul ăsta mi-a plăcut. Ieri m-am gândit 8 miliarde și 1. Dar putem să fim și mai mult. Dar contează unul ăla. Că de fapt am mai spus-o cândva, acum nu facem aici filozofie, dar asta este o realitate. Noi oamenii suntem pur și simplu, mă întreabă unii, zice, care este valoarea dumneata? Și am spus, valoarea mea în universul ăsta este gaura pe care o face un deget când l-ai scos din găleată. Deci ce urmă lasă un deget când l-ai scos dintr-o găleată de apă? Nimic. Și zic, asta e valoarea mea. Da, interesantă exprimare. Le spun, mă, valoarea mea ca persoană poate să fie zero, dar dacă l-am pe Dumnezeu în față, eu pot să fiu un om de 10. Iar noi care suntem mai multe zerouri într-o clasă, le spun elevilor, cu Dumnezeu în față putem să fim oameni de milioane, da? Putem să fim oameni de mii, de sute. Și iată că asta am stat să mă gândesc ieri. Dar am mai avut două lucruri pe care, la care am meditat. Ieri am avut o discuție cu Alin Jivan și el spunea că până să se nască Domnul Iisus, pe pământ au trăit numai 2% din populația lumii. După ce s-a născut Hristos, a trăit restul de 98%. Unii vin și spun, cercetătorii de geografie, vin și spun că pe pământ s-ar fi născut undeva între 80 și 90 de miliarde de oameni. Acum, bă, îți dai seama dacă s-au născut... De lungul întregii istorie a pământului. De când este omul pe pământ, din neolitic, ca să vorbim acum noi, eu nu vreau să vorbesc de ceea ce spune știința, nu de ceea ce spune, să zicem, Biblia, ca toată lumea să înțeleagă. Și din vechime până acum, dacă ar fi fost, să zicem, hai să zicem 85 de miliarde, ei bine, numai 2% n-au fost după Iisus Hristos. Adică Dumnezeu când a pregătit planul de mântuire, l-a pregătit, iată, pentru 98% din toată populația care a trăit vreodată pe planetă. Ceilalți n-au știut de Domnul în vechime, dar numai 2%. Acum, dacă ar fi să luăm populația, ca să ne exprim și mai pe înțelesul tuturor, prin neolitic au fost 15 milioane de locuitori. În antichitate au fost undeva la 200-300 de milioane de locuitori. De fapt, pe vremea Domnului Iisus, mai bine zis, nu în antichitate, în Evul Mediu, pe vremea Domnului au fost câteva zeci de milioane de locuitori, până la 50 de milioane. 1000 de ani abia au ajuns la 300 de milioane. Populația nu putea să crească datorită războaielor, foametei, bolilor și așa mai departe. După care, din anul 1000 până în 1850, abia s-a triplat de la 300 de milioane, a ajuns la 1 miliard. Și acum, când apare istoria, populația din, când apare, scuză-mă, industria, populația începe să aibă venituri, mâncare, asigurări sociale. Și până în 1950, de la 1 miliard, ajunge la 2,5. Și acum ne întoarcem la ceea ce am început și ai și spus mai devreme și din generația fac parte și eu. Între 1950 și 80 are loc o explozie de populație, se numește baby boom, de-aia e generația boomerilor. Ei bine, oamenii ăia au fost cei mai mulți din istorie într-un interval scurt, s-au născut 2,5 miliarde de oameni la 2,5 miliarde de oameni. Adică în 30 de ani populația s-a dublat și oamenii au muncit și au construit societatea aceasta. Dar ceea ce este interesant, până în perioada aceea, când erau nașterile ridicate la un nivel ridicat și mortalitatea era la un nivel mai scăzut, după perioada aceea a început marea pacostea omenirii și anume avort. A început emanciparea femeii, a început familiile să nu mai pună accentul pe naștere de copii, pe, nu știu ce să spun acum, de planning-ul ăsta familiar, și femeia, odată intrată în societate, a început să se reducă numărul de nașteri. Și dacă ar fi continuat în ritmul ăla, păi trebuia în 2020, eu când eram elev în anii 80, spunea că în 2020, populația lumii va ajunge la 9 miliarde și în 2020 la 12. Păi iată că suntem în 2022 abia 8 miliarde, iar mai departe la 9 miliarde, conform trendului de acum, vom fi undeva în 2037, dar eu cred că și trendul de acum a început să scadă pentru că nu mai sunt nașteri
de mulți copii nici măcar în Africa. Conform estimărilor, adică aproximativ 1 miliard de copii au fost uciși prin avort începând din anul 1923. Comuniștii din Uniunea Sovietică în 1923 au legalizat prima dată avortul, dar au renunțat după vreun an de zile. Un an, doi au renunțat imediat că și-au dat seama că este o catastrofă. Acum cu planningul familial este crimă la adăpostul legii. Deci aproximativ 1 miliard de copii au fost uciși în ultimul secol prin avort, doar prin avort. Da, și ceea ce este interesant, că noi, pe noi ne interesează despre români, din 1950 până în 2020, în România, oficial, au fost 23 de milioane de avorturi. A fost o perioadă când, datorită comunismului, în România, după 1945, apare comunismul, apare avortul. În 1912, la recensământul ăla, românii aveau 5,4 copii pe femeie, cea mai mare rată de naștere dintr-un stat european. Da? Nu era în 1912, cu mai mult de 100 de ani în urmă. A fost recensământul. Ei bine, din 1912 până în 2012, România ajunge în 2012 să aibă o rată a natalității foarte mică și a fertilității, adică numărul de copii pe femeie, se duce undeva la 1,2-1,3, ceea ce era una dintre cele mai mici din Europa. Dar vreau să spun aici, nu că românii ar fi, să zicem, populația de astăzi ar fi, n-ar mai avea, să zicem, aceeași genă ca atunci. Nu. Și datorită avortului și românii, tinerii ne-au plecat și atunci nu se mai nasc tinerii în România. Că apropo, anul ăsta, în primele 6 luni, a fost prima dată în istorie când s-au născut mai mulți copii români în diaspora decât în țară. Dar să revin. Din anii 50... Mai mulți copii români născuți în diaspora decât în țară. Da. Da, în România interesant. Se nasc, să zicem, în jur de 150.000 de copii pe an. Și anul ăsta, în primele luni, s-au născut 75.000, să zicem, în România și s-au născut peste 75.000 în diaspora. Asta este oficial. Sunt mai mulți, pentru că tinerii noștri sunt în diaspora, ăștia care sunt la vârsta procreierii. Deci din familii de copii. Născuți, da, în diaspora, din familii de români. De români vorbesc. Copii români în diaspora sunt mai mulți decât copiii români din România. Și asta, procentul ăsta, dacă continuă așa, ne vom trezi în curând că se nasc mai mult de noștri afară. Dar eu m-am dus acum ca să spun puțin cu avortul. Și până în anii 50, în 1955, da, se face un recensământ al populației și se constată că din 1950-55 până în 1965 au avortat, și tătății bine acum, undeva la 2 milioane și ceva de avorturi au fost. Adică a fost 1 milion și ceva de avorturi, dar chiar mai mult. Și atunci, în 1966, vine decretul al lui Ceaușescu. O, scuze-mă, nu? 10 milioane de avorturi a fost. Și atunci vine Ceaușescu cu un decret. Și de-aia a fost decretul acela. Pentru că nu-și imagina ca o Românie de 20 de milioane să avorteze 10 milioane de copii. Și când a dat românul de avort, nu știu, s-a răzbunat pe propria lui familie. Și acum ne costă foarte mult această răzbunare. După care avortul a fost interzis cu totalitate. Apoi a mai scăpat ceva, iar au mai fost niște avorturi, iar în 89, prima lege care apare în libertate la români, că nu știu cui a trecut prin cap asta, este că femeile pot să avorteze, că este dreptul lor. Acum nu vreau să jignesc vreo femeie sau să vorbim de cineva, dar nu, avortul nu este un drept, este un abuz. Iar după 1990, este o crimă la adăpostul legii. Da, iar după 1990 a început din nou sarabanda asta a avorturilor și s-a mai avortat încă iară 10-12 milioane. Și atunci, în perioada asta, 1950, asta este legal, e în statistici. Eu n-am acum, dacă știam, veneam și vi-o prezentam aici pe rătul proiector, dar s-au avortat peste 23 de milioane legal. Acum, câte avorturi legale s-au făcut, nu știm. Și iată că România... Avorturile efectuate în cabinete particulare, din câte știam eu, am făcut un documentar despre avort undeva în anul 1990, vreo 20 de ani în urmă, și atunci la centrele de statistică îmi spuneau cei de acolo că nu se raportează avorturile efectuate în cabinete particulare. Doar cele efectuate în instituții de stat. Da, da, sunt băbisme, că sunt tot felul, să bei nu știu ce, șoricioai, că să... cu Andrele, nu discut prostii de astea, că nu de asta e menirea mea, dar s-au făcut. Uite, mama a vrut să mă avorteze pe mine,
a băut o travă, nu m-a avortat, s-a dat cu burta de colțul șifonierului și nu odată și de zeci de ori, s-a urcat pe masă și s-a aruncat cu burta pe ciment și a ridicat greutăți de ieșeau ochii din cap. Și Dumnezeu s-a încăpățânat că eu să nu mor. Acum, Dumnezeu s-a încăpățânat că eu nu m-am putut, sau poate eu m-am încăpățânat, Dumnezeu a îngăduit că eu să mă nasc și acum eu am înțeles de ce Dumnezeu a îngăduit că eu să mă nasc și îi dau slavă lui Dumnezeu. Uite că au fost alții care Dumnezeu nu s-a încăpățânat, să zicem, pentru ei, știi? Dar nu spun acum aici, nu vorbesc neapărat de predestinare, deși există și o predestinare. Ei bine, și toată chestia asta pe noi ce ne costă? Pe noi ne costă nu faptul că l-am lăsat, să zicem, pe Dumnezeu deoparte, pe noi ne costă că nu avem populație tânără, nu avem forță de muncă, nu avem forță de muncă, să zicem, calificată la tot ceea ce ne trebuie, iar avantajul României, adică nu avantajul, nu pot să numesc ca avantaj, faptul că noi n-am avut locuri de muncă, tinerii ne-au plecat, că dacă erau aici, ar fi fost și mai grav. Și iată că ne trezim acum ca să ajungem din top 10, dintr-o țară în primele 10 putere ale lumii înainte de al doilea război mondial, ne ajungem acum să fim undeva, nu știu, cred că dincolo de locul 60. Mie mi-e și rușine să mă uit pe statistici cât de jos a putut să cadă România. Importăm forță de muncă. Și vedem în multe orașe din România sunt diverse persoane din alte zone ale globului au venit pentru muncă în România. Da, și vor veni, pentru că chiar se crease la un moment dat o înțelegere între România și Pakistan, că în 2019 trebuiau să vină 500.000 de pakistanezi în România. Oricum, din ce am mai citit, cam 25% dintre muncitorii de pe șantierele din sudul țării, mai ales din București, sunt populații, nu sunt populații de la noi, dar sunt aduși sunt din afară, emigranți, că sunt africani, că sunt pakistanezi, filipinezi, deja sunt. Și atunci, dacă a venit pandemia, n-a putut să vină aportul ăla, fluxul ăla mare de emigranți. Dar România, fiind Uniunea Europeană, se dezvoltă și atunci ne vom confrunta și cu aportul ăsta de populație, probabil majoritar musulmană. La finalul interviului nostru te-aș mai întreba un lucru. Știu că sunt și cu toții probabil că știm despre teoriile conspirației că există o cultă mondială care vrea să oprească creșterea numărului de oameni pe glob deoarece poluează planeta și fiecare are o anumită amprentă de carbon în funcție de cât mănâncă și cum mănâncă și așa. Crezi că și chiar am citit contraargumente, spunea, ei, uite că am ajuns la 8 miliarde și nu a decimat nimeni planeta. Ce părere ai? Pământul are puterea să susțină 8 miliarde de... Deocamdată vedem că are puterea să susțină. Are puterea să susțină 9 miliarde, deci părerea mea e că planeta asta are puterea să susțină... Multe miliarde. Miliarde, dar sigur, nu se pune problema. Păi numai SUA, că nu vreau... Câte miliarde ai zis că poate susține? Probabil, părerea mea e că de 4-5 ori cât suntem acum, e părerea mea personală, numai SUA produce mâncare pentru 1 miliard de persoane anual și ei sunt 335 de miliarde și restul de milioane. De milioane, scuză-mă. Și restul mâncării, îți dai seama, o aruncă la balenele albastre în Pacificul de Nord. Dar nu discutăm acum că nu despre asta. Mai am vrut să spun ceva. Fata mea cea mică discut ieri cu ea și spune, suntem 8 miliarde și din ce în ce mai singuri. Pentru că știi care e problema. Mai zi o dată ca să ia aminte toți cei care urmăresc emisiunea. Sephora, fata mea cea mică, ieri când am avut discuția asta și ea zice, da, suntem 8 miliarde, dar din ce în ce mai singuri. Adică suntem din ce în ce mai mulți și din ce în ce mai singuri. Și asta este una dintre problemele la care m-am gândit ieri. Da, ne mulțim, dar dacă suntem singuri, sunt o mulțime de bătrâni, dar și de tineri, și poate chiar și de vârsta noastră, oamenii sunt din ce în ce mai singuri și inclusiv semnalul ăsta mi se trage prin biserici, vin persoane care vin, se simt singuratice, stau ei când se termină programul, stau lipiți de pereți cu telefonul în mână, nu că ar fi ei mari tiktokiști sau să urmărească nu știu ce pe telefon, dar nu prea bagă nimeni în seamă. Și vezi, mă gândeam la chestia asta că oamenii au început să simtă singuri. În Anglia s-a făcut un ministeru singurătății. Că 25% dintre populațiile de peste 60 de ani din Anglia sunt deja singuri. Ministerul acum, singurătății. Da. A avut Anglia, nu știu dacă îl mai are și acum,
Dar, vezi, nu suntem singuri, pentru că suntem cu Dumnezeu. Noi tot timpul ne gândim, da, toată lumea își dorește să nu trăiască o viață de Robinson Crusoe, dar, vezi, putem să fim alături de Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, eu vă voi însoți în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Că veți fi 8 miliarde, că veți fi 15 miliarde, eu o să fiu mereu cu voi și, interesant, o să fiu în fruntea voastră. Azi dimineață, când am deschis programul la radio, le spuneam ascultătorilor, așa, în spirit de glumă, ah, abia am reușit să ajung la radio, la cât aglomerație este afară, 8 miliarde de pământ, vă dați seama să răzbești printre 8 miliarde să ajung aici, abia am reușit să ajung. Da, era o glumă așa. Nicola, la final te-aș ruga concluzii și te-aș ruga să ești slujitor al bisericii, ești și profesor, ești jurnalist, te-aș ruga să înalți o rugăciune către Dumnezeu pentru cele 8 miliarde. Dar mai întâi o concluzie, te rog. Concluzia este că putem să ne înmulțim, că Domnul a spus, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul. Și atunci noi o să ne mulțim, rețineți, nu cât vrea domnul Soros sau cât vrea nu știu cine după o culta mondială, nici nu mă interesează în discuția asta. Noi ne vom mulți atât cât va trebui ca să fie numărul necesar de oameni pe care Dumnezeu i-a avut în planul răscumpărării. Și acum, cu cât suntem mai mulți, cu atât numărul ăla crește și se apropie venirea Domnului. Și normal că diavolul știe, să zicem, știe, se așteaptă, știe că vremea lui s-a scurtat. Și de aceea se pun tot felul de planuri ca să nu se ajungă la numărul acela de oameni mântuiți. Dar oricum, se vor mântui oamenii și eu cred că Dumnezeu, care a avut planeta asta în control de când e pământul din toată istoria lui, va avea până când el se va întoarce. Așa că nu avem de ce să ne temem că suntem mai mulți. Ar trebui să ne temem să nu cumva să fim mai mulți și noi singuri. Și biserica trebuie să depisteze toate nișele astea de singurătate, atât în biserică cât și în societate, și să le umple cu ceva și mai ales să le umple cu Hristos. Iar dacă cineva ne urmărește și e singur, marginalizat, mai lăsat așa deoparte, să nu uite niciodată că Dumnezeu ce-a promis respectă și a spus că iată că voi fi cu voi. Îl avem pe Dumnezeu. Martin Luther a zis cu Dumnezeu de mână, cu cealaltă câștig toată planeta. Sau cu Dumnezeu, eu și Dumnezeu fac majoritate. Corect. Te-aș ruga acum să înalți o rugăciune. Cred că niciodată n-am rugat pe nimeni să înalți o rugăciune pentru toți pământenii, 8 miliarde, dar pentru că acesta este subiectul, ni se pare imposibil. Te rogi așa pentru un om, doi, pentru familie, pentru biserică, pentru rude, pentru vecini, dar pentru 8 miliarde, nu, ni se pare imposibil. La Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Te rog. Doamne, am vrea să venim înaintea Ta în această zi și să-Ți mulțumim că Ești Creatorul nostru. Nu numai al nostru, al românilor, nu numai al creștinilor. Tu ești Creatorul tuturor, Doamne. Și Îți mulțumim că sunt atât de mulți pe planeta asta. Îți mulțumim că dintr-un singur om din Adam, iată că am ajuns acum să fim mai mulți de 8 miliarde. Și, Doamne, în ăștia 8 miliarde sunt o mulțime de oameni care nu Te cunosc pe Tine. Sunt și oameni care Te resping, dar sunt oameni care n-au auzit de bunătatea Ta. De aceea Te rugăm din toată inima ca Tu să le vorbești într-un mod sau altul. Sunt în miliardele astea oameni, Doamne, care se culcă nemâncați, oameni care sunt săraci, sunt în miliardele astea oameni care sunt persecutați pentru numele Tău sau pentru alte nedreptăți. Ajută-i să privească spre Tine și Te rog ca Tu să Te descoperi lor. Nu știu cum, dar Te rog să pui pe inimă celor care pot să ajute săracii, pe cei care pot să mângâie, pe cei care sunt în lacrimi. Ajută-i, Doamne, pe cei care sunt misionari de-ai noștri, plecați, Doamne, prin toate țările astea cu probleme. Ajută-i, Doamne, să fii acolo în drumul lor și Tu să fii călăuza lor, Doamne. Binecuvântează, Doamne, mămicile care au copii și dă-le putere să-i crească în înțelepciune și cu frică de Tine. Binecuvântează și mămicile care nu pot să nască, Doamne, și să le fie o mângâiere. Binecuvântează, Doamne, și toți orfanii de pe pământul ăsta, sunt o mulțime de copii singuri. Binecuvântează, Doamne, și poartă de grijă tuturor văduvelor. Dacă sunt femei care, Doamne, ar putea să aibă copii și din anumite motive refuză să nască sau care avortează, Te rog să ai milă și de ele și Te rog să le cercetezi, Doamne. Te rog, Doamne, să oprești orice prigoană împotriva omului ca persoană. Te rog ca Tu să ajuți planeta asta să descopere noi resurse,
pentru că e loc pentru toți și știm că putem, Doamne, să ne descurcăm și îți mulțumim că vei fi cu noi, Doamne. Te rog să binecuvântezi România, Doamne, și cercetează oamenii din țara asta, Doamne. Ajută-i să înțeleagă că răzbunându-se împotriva copiilor, a familiei, am ajuns, Doamne, ca să fim pe locuri codașe în loc să fim fruntași, Doamne. Binecuvântează toți cei care sunt creștini, cei care s-au lepădat de tine, ai milă și de ei, Doamne, și te rog să-i cercetezi. Și, Doamne, știm că sunt oameni care sunt împotriva planului Tău, care lucrează cu planuri diabolice. Te rog, dă-ne încredere că ei n-au cum să învingă nici biserica și nici pe tine. Și îți mulțumim, Doamne. Binecuvântează-ne copiii noștri care sunt singuri. Unii sunt prin școli, unii prin facultăți, unii prin grădinițe. Noi nu putem să stăm cu ochii asupra lor ziua, dar ochiul Tău ne-a dormit din ceruri, veghează asupra lor, Doamne. Să fii cu toți, Doamne. Mai ridică oameni noi. Mai ridică mari predicatori dintre ai Tăi, mai ridică poeți, Doamne, care să-ți cânte bunătatea Ta în versuri, Doamne. Mai ridică, Doamne, cântăreți, scriitori, Doamne. Și ridică oameni, Doamne, cu brațe puternice, care să muncească și să ajute pe alții. Iar acolo unde sunt oameni bolnavi, Doamne, Tu ești mângâierea lor. De aceea avem nevoie de Tine. E imperios necesar să Te avem pe Tine singur, pentru că sunt atâtea lucruri pe care noi nu putem oamenii să le izbutim. Dar îți mulțumim că Tu nu numai că ai răbdare, dar Tu, Doamne, faci toate lucrurile acestea cu succes. De aceea Te rugăm în această zi, unde sunt bolnavi, mai pune-ți degetul, Doamne. Unde sunt lanțuri, mai rupe-le. Și unde sunt prigoniți, Doamne, scapă-i de prigoana aceea. Știu că Tu poți să faci toate acestea. Avem multe lucruri de adus înaintea Ta. De aceea sunt 8 miliarde, vor mai fi și alții. Doamne, stai cu ochiul asupra lor și nu lăsa pe diavol să ne bajocorească. Ne-am rugat toate acestea în numele Fiului Tău, care este de al nostru și acolo, și mijlocește pentru noi la tronul Tău de îndurare. Și ne-am rugat și prin puterea Duhului Sfânt și îți mulțumesc. Nu suntem singuri, Duhul Sfânt este cu noi, în noi și pentru noi. De aceea sărutăm mâinile Tale întinse spre noi și Te binecuvântăm. Amin. Amin, mulțumim frumos. A fost împreună cu noi Nicolae Geantă, profesor, pastor, jurnalist. Am discutat despre 8 miliarde și 1, un articol scris de invitatul meu ieri. Omenirea a trecut de pragul de 8 miliarde. Spunea cineva, suntem abia 2,5 miliarde de creștini, deci vreo 5,5 miliarde nu au auzit de Hristos în acest moment. Și spunea cineva, noi așteptăm a doua venire a lui Hristos, dar mai mult de jumătate, aproape 3 sferturi din planetă, nu au auzit nici măcar de prima venire. Da, Dumnezeu să ne ajute să fim acolo unde trebuie. Emisiunea aceasta o puteți urmări și pe Facebook, pe YouTube, pe podcast. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Ați ascultat emisiunea La